Miza a fost, în cadrul centenarului Bauhaus, să ne gândim ce ar fi de făcut, de fapt, în așa fel încât, pe de o parte, să fie un moment în care să ne întoarcem cu privirea asupra școlii Bauhaus și apoi, pe de altă parte, să fie ceva care să aibă relevanță în contextul local. Și am vrut să invităm trei artiști care să coordoneze trei module, trei module care, mă rog, se continuă cumva unul pe celălalt, și care să ne ajute să ne dezvoltăm, să zicem, acest alt tip de atenție. Really up to you to explore, to see touching this object or whatever material and see what is there. Am încercat să mă axez mai mult pe ceea ce se întâmplă în relația corp-spațiu și cum cele două se influențează sau cum, în ce tip de negociere pot intra cele două. Am ieșit în oraș și pe drum am încercat cumva să le resetez această privire. La început, printr-un exercițiu acela de a merge cu ochii închiși foarte multă vreme, condus fiind. I paid a lot of attention to architecture and the heritage of architecture here and also the decay of it. I thought, okay, we should pay attention to this. So first of all, we should really see the modernist architecture in Bucharest and pay attention to it. And then on the other way, also propose a way how to take care of it. So the idea came that we copied details from modernist buildings with clay, and the idea was to do it in soap. And the other part, we gonna do it in chocolate, and we offer it at the opening of the exhibition at the end of the workshop. Echipa de câte doi studenți, iar fiecare echipă are de realizat câte două postere. Formatul este presetat, culorile sunt presetate, roșu, negru, gri, și de altfel și vocea tipografică, tipul de literă, este presetat și anume vor trebui să folosească doar un tip de literă geometric umanist, contemporan, cu anumite legături vizuale cu imagistica Bauhaus. Show what is what it was, the Bauhaus, what it is in Germany, the 100th anniversary, but also in a certain way to find some actual issues about it.